suntem toți de a participa la această ședință. Vă propun, dacă sunteți de acord, să începem ședința cu câteva minute mai devreme. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul. Astăzi avem dispoziția numărul 315 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 25/10/2017, ora 9. Pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 29/09/2017. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea statutului UAT Comuna Cleja de Bacău, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja județul Bacău a unor bunuri, clădiri aflate în incinta școlii numărul 1 Cleja, situate în etavianul satului Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, ca urmare a raportului de specialitate numărul 7207 din 17/10/2017. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Și avem diverse probleme. La fel, de asemenea, mai avem astăzi suplimentare pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 7357 din 23/10/2017. Doi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția realizare poduri peste părâul Cleja în Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții reabilitare și modernizare grădința numărul 1 Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții reabilitare și modernizare grădința numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în Comuna Cleja. Având în vedere urgenta necesitatea, legalitatea și oportunitatea proiectelor de hotărâre, propun adoptarea de urgență a hotărârilor menționate mai sus în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local din 25/10/2017. Supunem la vot ordinea de zi. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară, dacă sunt obiecțiuni, dacă nu, supunem la vot. 15 voturi pentru? Da. Primul punct de ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului OAT Cleja, județul Bacău. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Sunt, le aveți la mapă, le-ați studiat, dacă sunt probleme. Dacă se supune la vot. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău, a unor bunuri clădiri aflate în incinta școlii numărul 1 Cleja, situate în intravilanul satului Cleja, ca urmare a raportului de specialitate 7207 din 17/10/2017. La fel, dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt, cine este pentru? 15 voturi pentru, da? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin de... Da, da, da. Proiect privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău, privind unele terenuri având categoria de folosință, curți, construcții, atestate în hotărârea Guvernului numărul 1347/2001, anexa numărul 24, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare a raportului de specialitate numărul 7209 din 17/10/2017. A fost la mapă. Dacă aveți obiecțiuni. Dacă nu, se supune la vot. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local ca urmare a referatului compartimentului de resort 7357 din 23/10/2017. Dacă vreți să discutăm pe marginea acestui... Doamna contabilă șefă. Poate să ne spună imediat câteva cuvinte. Deci, prima modificare am primit, știți că la FUG ne-au subvenționat cei de la Consiliul Județean cu o parte din bani, nu toată suma cât costă FUG-ul. Ne-au dat aproape 16.000, 15.934 și am prins rectificare de buget când vom pune banii peste 2 săptămâni. Și următoarea rectificare am pus niște bănuți la... Am primit de executorul de la Administrația Fondului de Mediu că eu, de când am plătit, când sunt la primărie, la contabilitate, am plătit în fiecare an cotizația, că nu reciclăm selectiv. Și am plătit anual eu, dar faptul că nu s-au plătit din 2010, de când s-au înființat ăștia, ei în practică îmi luau banii din 2014 duceau în 2010, din 2015 în 2011, deci nu mi-au dus pe ani ca pe care i-am plătit eu. Automat s-au făcut și majoră și acum figurăm cu un debit de vreo 13.000 de lei aproape, pe care trebuie să-i achităm, că altfel blochează conturile la trezorerie. Și atunci am prins și banii ăștia să-i terminăm, adică practic acum ajungem la zi cu Administrația Fondului de Mediu, cu valoarea pe care noi o avem de achitat până în anul 2016, nu? Și urmează în 2018 să achităm pentru 2017, suntem la zi, fără majorări, fără penalități. Și asta presupune rectificarea de buget care am făcut eu. Nici mie nu mi se pare normală această plată și acești bani care îi dăm, degeaba, dar legea prevede chestia asta. Noi, eu chiar mă gândeam să-i dăm în judecată pe ăștia de la Soma, să, practic statul să dăm în judecată, pentru că nu-i treaba mea ca primărie să plătesc niște penalități atâta timp cât ei nu pun la dispoziție pubele, ca să se facă, practic, această selecție a gunoiului pe plasticul să fie plastic și totul să fie selectiv. Adică ei nu ne dau condiții, dar noi ne obligă să plătim aceste penalități. Nu mi se pare normal, dar deocamdată toate UAT-urile plătesc. La nivel de țară se plătește. Deci Uniunea Europeană ne-a penalizat pentru că nu facem selecția. Ei poate ne dau pubeli, dar cetățeanul trebuie să știe să ducă gunoiul selectiv. Dar deocamdată nu ne-au dat. Și că s-au făcut selectiv. Ei au venit, că s-au făcut selectiv, ei au venit și au pus totul la un loc. Păi eu ce zic? Degeaba facem, pentru că noi am putea face o campanie de conștientizare a populației, în care fiecare consilier să iei o zonă, pentru că de asta suntem și suntem aici în sat, și să convingem practic populația, dacă ei nu ne pun la dispoziție, și dacă noi aici facem o selectare și ei bagă tot în aceeași mașină, ce ai făcut? Adică nici populația nu mai are motivația să facă selectare. Și atunci plătim aceste amenzi, ca să spun așa. Da, știți bine că și acum două săptămâni tot așa ne-am dus la toate platformele economice, ce am selectat era amestecat și tot la fel. Tot l-am selectat, ei au venit și l-au pus. Am așa departe, este bună, ar trebui mai des. Am pus mai des în sat. Uite, dar degeaba. Dacă ei nu vin cu mașini speciale, adică se bine să facă o selecție, n-ai ce faci. Da. Dacă aveți obiecțiune la acest punct, dacă nu sunt, se supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Trecem la punctul, la realizare. Ce se întâmplă? Noi am aprobat un alt indicatorii tehnico-economici pentru aceste investiții care vin pe PNDL, dar ne-au venit precizări pentru că trebuie pe capitole. Deci să facem aprobările pe capitole. Și atunci, practic, mai supunem o dată aceleași valori, aceleași prețuri, numai că capitolele trebuie defalcate pe poduri, defalcate pe fiecare. Și atunci trebuie o dată să le aprobăm. Deci, putem merge pe fiecare în parte, domnul președinte, ca să... Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții realizare poduri peste Părăul Cleja în Comuna Cleja. Deci exact ce v-am spus. Realizare... Deci s-a discutat odată. Da. Dar dacă nu aveți obiecțiune, se supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. 15. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Cleja. Aceeași treabă. Vor cât e acoperișul, cât e subsolul, cât e chestiile astea. Pe capitol. Sunt obiecțiuni? Dacă nu sunt, să supunem la obiecție pentru. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind reabilitarea și modernizarea grădiniță numărul 2 Cleja, Comuna Cleja. Aceeași problemă. Aceeași treabă. Dacă nu sunt obiecțiuni, să supune la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, construire, dispensar medical. Cabinete medicale. Exact. Dacă sunt obiecțiuni. Dacă nu sunt, se supune la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Aici vreau doar un pic comentariu. Astăzi chiar am fost la expus pentru că tot studiul de fezabilitate care a fost făcut acum 3-4 ani în lună sau 3 ani. Practic ar trebui refăcut tot. Pentru că atunci s-a stabilit ca să facem pe fonduri proprii. E acum când au venit pe fondul guvernamental, vor altceva. Și practic am refăcut tot studiul conform cerințelor date de PNDL. Sigur am vorbit cu domnul Rusu astăzi și ci că să uităm ceva bani totuși dacă au muncit atât, dar și într-adevăr s-a refăcut din nou. Eu i-am zis, domnule, nu mi-ai cerut bani până acum, acum am cer. Și să vedem pe la urmă de unde, că am spus că anul ăsta n-am vrut să-i dau. O să-i dăm la anul. El va fi și constructorul. Nu știu, constructorul va fi la licitație. Dar eu m-aș bucura, vă spun chestii, m-aș bucura să fie el. Deși n-am nicio simpatie față de nimeni, trebuie să vină un constructor serios. Adică, decât să vină cineva cu 3 muncitori acolo și să te chinui și să-ți mănânci zilele cu ei, că nu-și fac treaba, pentru că toate sunt construcții la contracronometru. Într-un an de zile trebuie să fie gata. Și să te chinui și să reziliezi contractul și nu știu ce mai bine, să vină un constructor serios. Ca să faci. Așa a fost și la Cinturavoxul. Nu, ei sunt acum siguri. Aș să vină unul străin și să fie mai rău decât aici. Da. Declarăm ședința închisă. Cine este pentru?